acest fond muzical și-a deschis porțile pentru studenți și Universitatea Valahia din Târgoviște. Studenții sunt pregătiți pentru noul an universitar, chiar dacă pentru unii dintre aceștia înseamnă finalizarea unui alt ciclu de învățământ, precum și multiple emoții și foarte multă muncă în realizarea lucrării de licență. Sper să fie un an bun și să ne descurcăm la examene, cu licență. Câtele ani de studii superior? La patrule. Da. Și ai emoții pentru anul acesta, e mai greu decât în anii anteriori? Să vedem, o să fie puțin mai dificil, dar sperăm că ne descurcăm. Este primul an? Nu, al doilea. Și primul an cum ți s-a părut? A fost greu începutul sau? Cât de cât începutul. Crezi că va fi mai bine anul acesta? Să sperăm. De asemenea, începutul de an universitar a fost încărcat de emoții pentru boboci, aceștia pătrunzând într-un alt mediu, într-un alt ciclu de învățământ, care prin superioritate se anunță mai dificil. Aș vrea să fac ceva aici, n-am venit degeaba. Vreau să-mi cunosc prima dată colegii, să văd ce colectiv și profesorii, bineînțeles. Sper să am parte de profesori bine pregătiți, care vor să facă ceva. Te teamă pentru ceva urma? Ți-e frică de sesiune? Sincer, da, pentru că toată lumea mi-a spus că mă va aștepta ceva greu. Multe informații, va fi mult mai greu decât la liceu și da, sincer, da. Ce a fost și la liceu? Cam același lucru, după părerea mea. Nu e chiar ca la liceu, e un alt ciclu de învățământ, nu? Mai multă libertate? Da. Nu crezi că o să fie mai greu? Ba da, probabil o să fie mai greu, dar cum ne-am acomodat la liceu, o să ne acomodăm și aici. Și astfel, cu gânduri bune, studenții au participat la deschiderea oficială a noului an universitar, la care au fost prezenți și reprezentanții autorităților municipale și județene. Este un moment de emoție și de bucurie. Ne bucură nespus revederea, pentru că de acum începe un an pe care îl dorim plin de realizări. Din perspectiva calității de cadru didactic universitar, două lucruri cred că trebuie spuse. Numărul 1, cred că avem obligația cu toții să ridicăm nivelul de pregătire. Este trist când te uiți, nu, la admiterea la, să spunem, la magistratură și te vezi că din 4.000 sau din la avocatură, din 4.000 de studenți reușesc să treacă de primele probe 6-7%. Este dramatic. Și 8% la avocație. Da, și 8% la avocație. Este dramatic și lucrul ăsta sigur că ține și de noi cadrele didactice, ține și de studenți. Atât noi, Primăria Municipiului Târgoviște, în colaborare cu Consiliul Județean, cu Universitatea Valahia, sperăm să putem oferi cele mai bune condiții de desfășurare a activității și sperăm să fim un partener de nădejde în toate activitățile pe care Universitatea le va desfășura de acum încolo. Importanța studiilor superioare este elementară pentru formarea unui viitor promițător. De această părere sunt și studenții din Târgoviște. Dar că este necesară facultatea? Sincer, nici eu nu știu, dar consider că este. Te ajută pe viitor, da? Da, sunt anumite informații pe care nu le poți dobândi fără o facultate. Cred că toți care suntem aici ar trebui să gândim așa. Că, na, nu, fără studii și... Nu avem cum să ne descurcăm și sperăm că ne ajută. Consider că este importantă facultatea pentru viitor? Da. De ce? Întotdeauna, dacă ai studii, o să ai alte deschidere oriunde ai merge. Tot ce contează spre viitor, în viitor. Crezi că e importantă, este esențială pentru viitorul tău, pentru a-ți dezvolta o carieră? Foarte importantă, da. De ce?